Île trecute am vorbit despre Aristofan și Euripide, astăzi vorbim despre Socrate. Oi Aristofan îi ia în și pe unul și pe altul și cumva îi asociază pe Euripide și pe Socrate pentru că în norii da, îl descrie pe Socrate ca pe un sofist extrem de periculos, în câteva piese așa cum am văzut Aristofan îl prezintă pe Euripide tot așa într-o lumină foarte comică Uh, Într-un fel, uh, Euripide, Socrate, le même combat în viziunea lui Aristofan, cel puțin Dar a... este evident o viziune satirică, ironică, nu trebuie luat uh, absolut ad literam Pe Euripide nu prea la costa treaba, să n-a mare lucru În schimb, cu Socrate, situația mai complicată pentru că e posibil ca piesa lui Aristofan să fi creată anumită atmosferă în Atena care să fi dus la condamnarea lui Socrate în 399. Da, numai că trec peste 20 de ani între piesa lui Aristofan și condamnarea în 399 a lui Socrate. Sigur că contribuie în privința răspândirii anumitor percepții privindul pe Socrate și într-adevăr unele acuzații din procesul lui Socrate, au legătură cu caricatura din piesă. Da? Că Acum ar fi lipsit de pietate, că s-ar ocupa de cunoașterea, mă rog, naturii. Ceea ce de fapt, complet neadevărat. Comple adevărat, da, că Socrates. introduce zei noi. Zei noi, da. sunt acuzații pe care le găsim și în norii lui Aristofan. Da? hai să vorbim despre Socrate cum era el. Dar vorbim, stai un pic, că de fapt nu prea avem despre ce să vorbim, Cum să asta nu? e prima problemă, că n-avem nimic de la Socrate, nimic păi, scris de Gânditorii serioși de nu eu. scriu nimic. Da, așa uh, că au scris, e cipul mai puțin Xenofon și Platon, o să vorbim despre da. fiecare, evident, da, sigur. Uh, și perspectivele lor se completează. Uh, Socratele uh, lui Xenofon... Este mai terater, aș spune, și foarte preocupat de autocontrol, de temperanță. Dar virtutea principală a lui Socrate apare în amintirile lui Xenofon, e temperanța. E un profesor de temperanță. Sigur că la Platon avem foarte mult ideile lui Platon. Avem elemente care nu țin da, e, de Socrate. e foarte greu să ne dăm seama exact ce a lui Socrate și ce a inovat. Și, și trebuie spus că există uh, o dezbatere care, Socrate, e mai aproape de adevăr. Socratele lui Xenofon. Sau Socratele lui Platon. Din ce am spus până acum, ar părea că Socratele lui Xenofon e mai aproape de adevăr, dar sunt autori, cum e Schleiermacher, de exemplu, care spunea că nu, Socratele lui Platon e probabil mai aproape de adevăr pentru că e mai genial. Da, văd. Acum. Nu cumva problema asta e falsă? Ba da. Și anume, Socrate apare diferit în funcție de temperamentul temperament. E ca și problema de... cu Isus. Care Isus e... este cel adevărat din cei patru evangheliști? E clar că, că nu îi învațășești la fel. Și e interesant că l-ai comparat cu Isus, pentru că au anumite lucruri în comun. Felul în care au murit, pe nedrept amândoi. Atât dacă aș prefera de o mie de ori să mor precum Socrates. Socrate. E da. cea mai frumoasă, cea mai plăcută moarte cu putință. Da. Înconjurat de prieteni, vorbind despre lucruri frumoase, e extraordinar. N-a da. murit și... un maidan uh, în suferințe atroce. Sigur. Moare târziu, deja este în vârstă, e clar că și-a trăit traiul, și-a mâncat mălaioa, uh, și-a depus activitatea filozofică la care visa. Bun, da, în ce constă activitatea asta filozofică? Din ce ne putem da seama? Deci, Socrate e un fel de medic al sufletelor, nu? Medic al el, spune sufletelor un sau moașă. el spune un tăun. El spune un tăun. Dacă vine și îi înțeapă da. pe da. Uh, compatrioții lui, nu îi lasă să adoarmă. Da. da, vine și le pune tot felul de întrebări. Bă, uneori e cicălitor. Da, uneori un e enervant. Exact, îți vine să-i dai cu ceva. Eu în mă mir ca să până, până la 71 de 19, de da. da cum de nu s-au săturat atenienii. Și pare un pisălog care te așteaptă la piață și te prinde și te întreabă da. unde te duci? La templu. A, dar de ce te duci la templu? Cu tare, cu tare. Păi ce e pietatea? Da. Da. Sau îl prinde pe unul că se duce la tribunal. Da. Dar ce te duci să faci la tribunal? Păi uite, așa, așa, așa. Dar de ce? Dar da. ce e dreptatea? Da. Să-mi dreptate. Ce da. e dreptate? Da. Asta e foarte important pentru Socrate, să caute definiții. Pentru care de-a face cu oameni care pretind că știu ce sunt virtuțile, în temperanța, dreptate, ce e frumusețea și așa mai departe. Și el ia la întrebări și spune ok, aveți toate aceste exemple de frumusețe, de dreptate, de pietate, dar ce unește toate aceste cazuri? Asta e întrebarea socratică. Prin definiție, și e la fel de utilă Uite, astăzi? Ca, cum ca să fie clar pastorin. pentru cei care ne ascultă, la ce ne referim, aș, aș trimite la a, începutul dialogului Menon când Socrate întreabă ce e virtutea și vine răspuns. Păi virtutea bărbaților este să facă politică și să lupte, virtutea femeilor este să facă treabă, virtutea bătrânul, bătrânilor e așa, virtutea tinerilor al minteri și practic virtutea e spartă în diferite uh, coduri de temperament, de comportament. Și Socrate întreabă, bine, bine, dar ce este virtutea în sine care le unește pe toate? Asta e fundamental. Și mai e un lucru. Ai vorbit de uh, definiții și de reflexie asupra conceptelor. Uh, în discuția noastră despre sofiști, l-am evocat pe Prodicos. Ori, din acest punct de vedere, Socrate e apropiat de Prodicos. De Al Socrate îl respecta foarte mult pe Prodicos. Prodicos era și el preocupat de definirea corectă a uh, termenilor. Uh, și asta face Socrate, în mod constant, sigur, ridicând această căutare la un nivel, aș zice, superior. Și Bun, întrebarea asta despre definiții, probabil în cazul lui Socrate, se rezuma la probleme etice. Etice și politice. Platon e cel care duce mai departe treaba asta și vorbește despre esență. Dar o să ajungem la episodul despre Platon. Dar începusem să vorbim despre cum se comporta Socrate. Da? Îi lua pe oameni la întrebări, îi întreba pe fiecare ce este meșteșugul lor. Da? Pe general îl întreba ce e curajul, pe artizan îl întreba ce e frumosul, pe poet la fel ce este frumosul sau inspirația, pe preot ce este pietatea și așa mai departe. Observând că de fapt nimeni nu știe nimic. Da? E o incompetență generală în toate domeniile. Deși am putea noi să le punem întrebare dacă nu cumva Socrate era necinstit aici. Ai nevoie de o definiție generală? Pentru a ști ce este frumosul, hai să zicem. De ce trebuie să fie o noțiune centrală la care să facă referire toate exemplele de frumos? Poți să vorbești despre frumos în cazul oamenilor, în cazul unei opere de artă, la da. da unui tablou. Deci, un poeziți. sofist! Da. De ce trebuie să fie o definiție comună doar pentru că folosim același cuvânt? Bun, din nefericire se pare că niciun dintre interlocutorii lui Socrate nu nu pun problema da, asta. Aș, partea, aș vrea asta. să uh, introducem uh, noțiunile cheie care uh, definez demersul socratic, și anume uh, ironia și maieutica. Hmm. Uh, și eventual uh, Socrate ca medic al uh, sufletelor, dar să le luăm pe rând, maieutica și ironia. Hmm. Uh. Ironia, de fapt, este o manieră indirectă nu? de a uh, îi arăta cuiva că nu știe despre ce vorbește, că e plin de fumuri, e plin de aer. Nu? Uh, ironia e o manieră neconfrontațională, hai să spunem, o manieră soft de a desumfla pe cineva. A, așa mi se pare că funcționează ironia lui Socrate. Uh, spre deosebire de alții gânditori antici care pun mare accent pe uh, vorbitul direct, franc. Da, fie că e vorba sofiș, fie că e vorba mai târziu de autor romane. Socrate are această manieră indirectă. Socrate dar, este un întrebător. Da, dar care te ia prin surprindere. De fapt, te ia prin, e un atac prin învăluire. Deci, ironia lui Socrate nu e ceva amuzant, ceva de care râdem. uneori e amuzant. Uneori e tanța, foarte nu amuzant. Nu e o comedie. Uneori, <laughs> da. Sunt, stai, sunt momente, sunt scene. În uh, dialogurile lui Platon, care chiar sunt amuzante. Uh, mă gândesc la Protagora, de pildă, care e un dialog eminamente ironic și eminamente comic, aș zice. Da, da, comicul este. Nu, nu e brutal. E umor nu filozofic. E. e umor filozofic. Și mai e Da arta de a pune întrebări dialogi, arta de a, năș de, a, uh, de a de a fi moașă de, da, a, de a fi moașă, a, da, moși. de a moșii da, apare în, în dialogul teetăt uh, ideea asta că Socrate este moașă așa cum mama lui Socrate era moașă el moștenește acest uh, meșteșuc doar că bineînțeles mama lui Socrate se ocupa de copii Adic pe când el se ocupa de idei adică scoate la ideală ceea ce interlocutorul știe fără să-și dea seama da, Dar, uite Prezentat în felul ăsta, mai eutica, mi se pare că nu e ceva propriu zis socratic. Pentru că a scoate la iveală ceea ce interlocutorul știe, dar nu este conștient de faptul că știe, este o aducere a minte. Și asta, mi se pare că e ceva mai târziu, că e ceva ce putem să-i atribuim lui Platon. Sigur că e o, Sigur, o interpretare e o platonică no, a, ceea ce, no. a ceva ce cu siguranță no. ținea de practica, practica lui Socrate. de a pune întrebări și de a vedea Dar ce poate nu să Nu am evocat încă motivul pentru care Socrate a început această căutare. Cel puțin la Platon în Apologia lui Socrate, avem uh, ideea că uh, totul este declanșat de oracolul uh, din Delphi. Da? Un uh, prieten al lui Socrate s-a dus la uh, Delphi, și anume -an Cherefon, s-a da? dus la Delphi și a întrebat cine este cel mai înțelept om din lume. Uh, și uh, Apollo prin Pitia a răspuns că Socrate este cel mai înțelept om din lume. Cherefon, evident, I-a spus asta lui Socrate Tu, de pildă, dacă te duce la Delphi Și uh, Pitia ți-ar spune că Toader Paleologul E cel mai înțelept om din lume mi spune asta și, și zice Evident, știam deja <laughs> Ei bine, Socrate nu a reacționat <laughs> în acest mod Ci a crezut că este o ironie a zeului Și a început să caute Pe cineva mai înțelept decât el Și așa se explică această căutare. Dacă pe politician îl întreabă ce e dreptatea, pe general îl întreabă ce e curajul, pe poet ce este frumosul și așa mai departe. Și după aceea își dă seama că nimeni nu știe nimic și atunci măcar el știe că nu știe. Asta e până la urmă Faimoasa formulă. lui Socrate. Asta e formula la care ajunge. Eu măcar îmi dau seama în ce ignoranță mă scald. Spre deosebire de cei din jurul meu. Dar tu cum ai reacționat dacă oracolul din Delphi Ți-ar spune că ești cel mai înțelept dintre oameni. Eu, eu nu cred că aș putea să rămân trec la cap, mi-aș mi lua un cap. Adică ceea ce face Socrate este eroic, rezistă hubrisului, rezistă mândriei. Nu știu câți alții ar fi putut să facă treaba asta. Uite, mă gândesc la celebra poveste pe care o spune Herodot despre Cresus. Când oracolul din Delphi spune lui Cresus dacă îi vei ataca pe perși, vei distruge un mare imperiu. Și lui Cresus se urcă la cap. Nu-și dă seama că e vorba de propriu imperiu. Deci ceea ce spune oracolul poate ușor să te deraieze. Socrate e erou... A rămas la minte. Da. E cel mai tare erou din Grecia antică. Eu cred că așa vrea să l prezinte Platon și Poate și Xenofon. Uite, acolo. E da, categoric zi. pentru Xenofon, Socrate este modelul suprem. Aș vrea să evocăm câteva episoade din viața lui Socrate, de pildă modul în care l-a salvat de la moarte pe Alcibiade, într-o bătălie. Socrate era un bun luptător, Până era un bun, curajos, un bun cetățean, un hoplit disciplinat, care nu își părăsea locul și curajul lui pe câmpul de luptă este remarcabil. Dar și curajul civic, pentru că în 46, după bătălia din insulele Arginuze, se produce acea aberație monstruoasă și anume generalii victorioși sunt condamnați la moarte pentru că nu au pescuit cadavrele okay. din mare. Ori, Socrate era, înainte de proces, președintele adunării, prin tragere la sorți, și s-a opus acestei absurdități. Deci, a avut curajul să se opună unui val de nebunie colectivă. Nu-i puțin lucru. Iar apoi, în 404, când cei 30 de tirani, oligarhii, au pus mâna pe putere și au instaurat un regim de teroare, Critias. Unchiului Platon, care era cel mai rău dintre cei 30 de tirani, a vrut să-l compromită pe Socrate, să îl facă să comită o crimă. Pentru a-l compromite, pentru a-l avea la mână, pentru a-l face Așa, solidar Socrates, cu da, regimul. Da. Și Socrate a refuzat. Dar de două ori, Socrate a dat dovadă de un curaj civic cu totul remarcabil. Curajul, cred că este o trăsătură fundamentală a lui Socrate. Socrate este un profesor de curaj. Prin felul în care a murit, faptul că nu s-a milogit pentru a scăpa, nu a evadat, nu a acceptat niciun compromis. Pe a care putea să fie putea, exilat, a fost la fi obținut, să... uh, uh, a luptat uh, cu mult curaj uh, în bătăliile din anii 420, l-a salvat pe adică E un uh, filozof curajos, un cetățean exemplar. Cu acest elogiu, cred că putem să închidem micul nostru episod despre Socrate. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.